Cristina, nu a fost deloc un meci ușor. Anticipai înainte acestei duble cu Austria, spuneai, România nu mai este cea de la campionatul european. La ce te-ai gândit? La asta m-am gândit. Avem foarte multe jucătoare noi, multe jucătoare care, chiar dacă nu sunt foarte tinere, nu au experiență la acest nivel și este normal să aibă trac în astfel de meciuri. E un test extraordinar pentru noi, avem foarte multe de învățat din asta. E o victorie până la urmă, nu una foarte clară și nu una care îți asigură calificarea la campionatul mondial, dar sunt 5 goluri și mergem în Austria să câștigăm. Nu a fost deloc un meci ușor, ai fost anihilat în multe momente, simțeai nevoia ca de multe ori cu echipierele să te elibereze, să vină la blocaj? Au încercat să mă elibereze, extrem de puțini antrenori joacă în felul acesta cu o jucătoare om la om de la începutul meciului. Fetele s-au descurcat foarte bine, nu atacul a fost problema în niciun caz, am înscris 34 de goluri, dar am primit 29. Gândiți-vă că dacă te aperi la 50% mai bine și primești jumătate din aceste goluri, este o victorie la o diferență foarte. A contat foarte mult că Herbert Müller știe foarte bine naționala României. Nu știu dacă e vorba despre asta, e vorba că echipa noastră e foarte schimbată, avem lipsă de omogenitate, lucrul acesta se vede. Fost presiune, am jucat acasă cu sala plină. Pe această cale vreau să le mulțumesc din sufletilor oamenilor care au fost, din suflet oamenilor care au fost astăzi alături de noi. Ne-au susținut până la sfârșit, au fost extraordinari și le dedicăm această victorie. Mulțumesc, Cristina, multă baftă în continuare și să vă întoarceți cu calificare. Alături de noi este și Herbert Müller, antrenorul Austriei, care a fost inamicul nostru principal pentru că a încurcat teribil jocul României, a citit foarte bine tactica. A fost un meci greu pentru România, l-ați anticipat la un moment dat. Normal că mă bucur foarte mult pentru jocul nostru. Am reușit cel puțin 50 de minute să fim foarte aproape de o echipă de valoare mondială și de aceea sunt mândru de fete. Poate la sfârșit scorul a fost chiar cu 2-3 goluri prea mult. După părerea mea, la sfârșit noi n-am mai reușit să rezolvăm axa Cristina Neagu la lovitură de 9 metri împreună cu Crina Pintea și într-un fel sunt și mândru de jucătoarea mea, Crina, care a jucat foarte, foarte bine. Dar cum să zic, vreau să felicit în primul rând publicul acesta care a fost nespus de obiectiv și de fair, a aplaudat toate acțiunile bune. Sunt foarte, foarte mândru de acest joc și cred că și în retur vom încerca să luptăm cât putem. Ne joacă calificarea? Nu. Cum am zis, sunt realist, sunt sigur că într-o zi în care noi nu putem să ne luptăm la un nivel așa de înalt, România va câștiga mai mult, dar noi vom încerca încă o dată să le împiedicăm. Să vă dorim în continuare mult succes la echipa Austriei. Sunteți într-o perioadă de reconstrucție. Vă ajută, am înțeles, și Simona Spiridon crește jucătoare la centrul de excelență. Mai este de mult de lucru la Naționala Austriei. După cum vedeți, România este peste tot. Vreau să zic pentru acest, încă o dată, pentru acest public minunat sunt așa de mândru. Pentru că am adus o echipă tânără aici la Oradea și echipa s-a văzut bine căstuită. Orașul frumos, așa o atmosferă în Austria la handbal nu există. Pentru că la noi, la o echipă de fete, vin poate 100 de spectatori. Și într-o așa o atmosferă putem numai să creștem. Și cum am zis, vom face totul și vom lupta din plin și în retur. Mulțumesc, mult succes în continuare în misiunea dumneavoastră. Atât de aici, de la Oradea, să nu uităm marți la Stockerau. În direct pe TVR2, returul la Austria-România, sunt 5 goluri diferență. România va avea o misiune grea în deplasare, dar să ținem pumnii strânși fetelor, să nu uităm pe băieți, joi la Craiova, unde joacă cu Belarus o partidă decisivă, crucială pentru România, pentru calificarea la Europeanul masculin, acolo unde România la băieți n-a mai fost de 22 de ani. Dragoș Jocaru și echipa tehnică a Carului 6, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de postul cu televiziune.